seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Elena Guțu, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. În teren deschis de luptă cu pandemia, gesturile de fraternitate continuă. Într-un an marcat de criză economică și sanitară, România a demonstrat în repetate rânduri că este alături de Republica Moldova. Pe lângă ajutorul umanitar de 3,5 milioane de euro de la începutul acestei perioade dificile, autoritățile de la București au fost consecvente în oferirea acestui ajutor. Cel mai recent gest a luat forma unui convoi de 13 camioane cu echipamente de protecție în valoare de peste 2 milioane de euro. Pe lângă toate aceste acțiuni, inițiativa de a delega 52 de cadre medicale, dintre care 42 de medici și asistenți medicali cu specializări în anestezie, terapie intensivă, pneumologie, medicină de urgență și medicină interne încă la începutul pandemiei, a rămas în memoria pacienților și personalului medical din Chișinău, Cahul și Bălți, care sunt profund recunoscători. Comisarul European pentru gestionarea crizelor și președintele Comisiei Europene au mulțumit României pentru ajutorul acordat Republicii Moldova în lupta de combatere a pandemiei de coronavirus. Mai multe detalii despre noul ajutor umanitar oferit de România în contextul acutizării situației epidemiologice, dar și importanța solidarizării între state pe timp de criză, discutăm astăzi. Fiți alături! Noastră, dar și dorința sinceră și dezinteresată de a sprijini pe toți cetățenii Republicii Moldova în momentele cele mai grele. De asemenea, aș dori să evidențiez și susținerea de care se bucură în prezent Republica Moldova la nivelul Uniunii Europene și care s-a materializat prin asistență consistentă oferită în lupta împotriva COVID-19. Cele 1,5 milioane de măști chirurgicale, 100.000 de măști pentru personalul medical, 100.000 de combinezoane și 100.000 de mânuși pe care le aducem astăzi cu noi, vor continua să ajute la salvarea unor vieți și la gestionarea cât mai eficientă a pandemiei în Republica Moldova. Sperăm că toate problemele de ordin birocratic, în special cele care țin de obținerea acordului producătorilor de vaccin, să poată să fie rezolvate cât de repede și să putem să discutăm foarte curând despre începerea procesului de vaccinare. Astăzi, România ne-a întins o mână puternică de ajutor în combaterea efectelor pandemice. Sper foarte mult că lotul acesta impunător va permite personalului medical din spitalele noastre, indiferent cât de departe sunt de Chișinău, să poată să facă față acestui flagel care se numește COVID-19. Suntem încântați să vedem încă o dată demonstrație de solidaritate din partea României prin oferirea echipamentului de protecție care sunt vitale pentru a ajuta medicii și personalul medical din prima linie să îngrijească mai bine pacienți care au nevoie de asistență medicală. Noi, în calitate de beneficiari și utilizatori finali ai acestor bunuri, vă promitem și noi din partea noastră că cu ajutorul acestora vom ține strânse rândurile, ne vom continua activitatea, uneori dusă la puteri și peste puteri, și vom traduce în vieți salvate, în revenirea la viața normală. Vizita colegilor care i-am avut de acolo.
noștri, le zicem, pentru că de fapt suntem toți în ea, a fost foarte, foarte așteptată, deoarece colegii au avut experiența de activitate și în spitalele din Italia, aveau deja o bază formată, aveau deja o gândire clinică, aveau o experiență cu care s-au împărtășit cu mult drag și erau atât de solicitați colegii, încât avem pediatrie cu COVID care este într-un bloc, avem maternitate cu COVID care este în alt bloc, avem terapie intensivă cu COVID, avem centru de COVID și fiecare din colegi ne străduiam ca să-i avem alături în timpul activității noastre, din motivul în care, din fiecare acțiune, fiecare interpretare a analizei de laborator era analizată, studiată, fiecare medicament indicat împreună cu colegii de România. Despre valoarea unor asemenea acțiuni într-o perioadă de criză în sănătate publică în întreaga lume, discutăm în cadrul ediției de astăzi. O salutăm pe doamna Tatiana Zatâc, secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara! Doamna Zatâc, dacă am face o mică inspecție în trecut cumva, să ne întoarcem în acel 2020, în luna aprilie, când în Republica Moldova, la final de lună, erau deja confirmate peste 3.000 de cazuri cu infectare cu noul coronavirus. Era o perioadă evident complicată pentru toate statele lumii și nemijlocit, o primă perioadă complicată și pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova. Atunci a venit acel prim ajutor în această pandemie din partea statului român și vă întrebăm cât de important a fost acest gest pentru sistemul de sănătate. Nemijlocit vorbim de acel gest din aprilie anul trecut. De fapt, deja practic este un an de atunci. Deja am căpătat mai multă experiență în această pandemie, dar anume atunci a fost cel mai greu. Nu zic că este ușor și acum, dar atunci, în acea perioadă când eram la început de pandemie, atunci când sistemul de sănătate era prea puțin pregătit pentru a face față acelor provocări, evident că acel suport care a venit din partea României a fost destul de important pentru noi, deoarece fiind la început, atunci când pe piața din țară nu se găseau echipamente de protecție, atunci când instituțiile medicale erau asigurate insuficient cu aceste echipamente, respectiv și protecția lucrătorilor medicali era încă destul de insuficientă, acest ajutor care a venit din România a fost pentru noi ca ceva care de neprețuit, deoarece acest suport a venit în sprijinul lucrătorilor medicali, a venit anume pentru a asigura acea protecție necesară pentru a combate și a preveni infectarea lucrătorilor noștri din sistemul de sănătate. Respectiv, acea satisfacție care am avut-o atunci, că deoarece anume țara vecină, țara care de fapt este România, a venit cu un sprijin destul de consistent ca valoare, ca volum, dar cel mai mult ca valoare umană, deoarece cei din țară știu a prețui anume acel gest de prietenie, de fraternitate care a fost anume de la poporul român. Și cum a fost menționat în reportaj, și acel sprijin care a fost acordat din partea lucrătorilor medicali, medicilor, asistenților medicali din România, de asemenea a avut valoarea sa, deoarece au venit cu o experiență din afară, au venit cu o experiență căpătată deja în proces de activitate și în Italia, au venit cu alți ochi, deoarece în medicină sunt importanți, este importantă o părere alta decât una singură, adică acea experiență care a fost acordată și împărtășită cu medicii noștri a fost destul de importantă și vreau să mulțumesc pentru această, pe această cale
pentru acel suport care a fost acordat atunci, dar și cel care a venit acum. Care a venit acum, într-adevăr, acest caracter de continuitate și consecvență am urmărit pe parcursul anului, nemijlocit ultimul și cel mai recent gest îl observăm sub forma celor 13 camioane care au venit în Republica Moldova. Vă întrebăm deja, practic, aceste echipamente unde vor fi distribuite și cât de mult vor ajuta la protejarea nemijlocită a doctorilor și a lucrătorilor medicali din sistem. Va fi aceeași abordare, deoarece și atunci a fost repartizat către toate instituțiile medico-sanitare din țară, indiferent de profilul acestora, au fost distribuite și după gradul de complexitate a acordării asistenței medicale, atât la instituțiile medico-sanitare spitalicești, cât și la serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească, asistența medicală primară, serviciul stomatologic, adică la toți cei care acordă servicii medicale și sunt în contact cu populația și au riscul de a se infecta. La fel și acum vom avea aceeași abordare, deoarece este important ca acest ajutor umanitar să ajungă în toate localitățile țării, de aceea vom ține cont absolut de toți și după acea procedură care ține de transmiterea acestui lot către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, vom veni cu repartizarea pentru instituții medicale. Și acestea vor putea recepționa de la depozitul unde sunt depozitate pentru a fi utilizate. Și evident sunt foarte importante dacă vorbim despre care este importanța lor pentru sistem. Atunci când vorbim despre măști, costume, mănuși, evident că sunt consumabile care sunt necesare zi de zi, care sunt anumite cerințe pentru purtarea acestor echipamente și ele sunt foarte, foarte importante pentru sistemul de sănătate. Aceasta, de fapt, va acorda acel suport necesar de care au nevoie instituțiile medicale din țară. Schimbă cumva formula resurselor medicale aceste echipamente, pentru că suntem într-o perioadă în care observăm această acutizare, nu doar în Republica Moldova, dar practic în toate țările. Vorbim despre, din păcate, noi tulpini, vorbim posibil de o altă etapă de evoluție sau involuție a pandemiei. Sunt încă multe necunoscute și ne întrebăm dacă și după un an deja de gestionarea pandemiei nemijlocit avem problema resurselor, echipamentelor, dacă persistă cumva încă și în această. Desigur, nu suntem astăzi la nivelul anului 2020, deoarece am evaluat în timp, am reușit să schimbăm lucrurile și anul 2020, începutul și finalul este diferit comparativ. Este important că în această perioadă am reușit să asigurăm acel mecanism de asigurare a instituțiilor medicale cu echipamentele necesare. S-au evaluat pe parcurs necesitățile în dependență de riscul în care activează fiecare persoană, s-au estimat cantitățile necesare pentru procurări și pentru 2020, deoarece deja echipamentele pot fi procurate la nivel de țară prin mecanismul de achiziții centralizate în sănătate. La fel, pe parcursul anului 2020, conform procedurii stabilite, noi, de fapt, procedura prevede că pregătirea pentru următorul an se începe de la 1 iulie 2000 anului respectiv și respectiv anul trecut s-a început exact la termen, s-au estimat toate necesitățile instituțiilor medicale, s-au făcut comanda către centrul de achiziții centralizate în sănătate, dar evident având un consum sporit de echipamente de protecție, acest lot de ajutor umanitar este foarte important pentru instituțiile medicale, deoarece vine să completeze acele echipamente care sunt disponibile la moment și vine de fapt cu o valoare enormă, deoarece costul acestora este destul de mare, respectiv sporesc anumite capacități și
și suplinesc anumite cheltuieli financiare care pentru instituțiile medicale din țară. Una dintre instituțiile medicale beneficiare de asistență medicală, dar și de donații din partea statului român, a fost și este Spitalul Clinic din Bălți. Discutăm cu doamna Ala Condrea, vicedirectorul instituției. Bună seara, doamna Condrea! Bună seara! Doamna Condrea, Spitalul Clinic din Bălți, menționam că a fost beneficiarul ajutoarelor donate de către România încă în primăvara anului trecut, în perioada de început a pandemiei. Ce a însemnat acest ajutor pentru instituție? Da, într-adevăr, Spitalul Clinic Bălți a fost în lista beneficiarilor, având parte și noi de ajutoarele colegilor care au venit de peste Prut. Sigur că atunci, la început de pandemie, când încă nici nu știam ce tip de infecție este și iar referitor la siguranța personalului, cadrelor medicale, nu că nu erau, dar nici nu aveai de unde să le procuri acele echipamente necesare pentru activitatea cadrelor medicale în focar, în zona roșie, acest ajutor a avut un impact destul de pozitiv și benefic. Ținând cont că Spitalul Clinic Bălți se tratează atât pacienții din municipiul Bălți, cât și din 11 raioane de nord ale țării. Evident, venind suportul și ajutorul colegilor din România și a statului român, a fost un beneficiu foarte, foarte mare. Dacă ne referim chiar și la respiratoarele de protecție a personalului, nici nu erau de unde să le procuri, n-aveai nici de unde, chiar pe bani cash. De aceea, ceea ce am primit la etapa respectivă și concentratoarele de oxigen mai apoi și substanțele dezinfectante și echipamentele de protecție, salopetele cu clasa 6 de protecție, a fost un beneficiu foarte, foarte mare și un suport acordat Spitalului din Bălți, deoarece acum parcă s-au mai reglementat prețurile pentru achiziții, dar atunci, la început de pandemie, erau niște costuri enorme și imaginați-vă că la fiecare echipare și dezechipare, practic ne uitam cum miile de lei, sumele enorme, pleacă la tomberon. Asta ne-a făcut și niște economii, niște rezerve, ca cheltuielile să fie îndreptate spre achiziționare de medicamente, de echipamente și alte consumabile, ceea ce ne este necesar pentru ajutarea pacienților atât cu COVID, cât și pacientul non-COVID. De aceea, beneficiul care noi l-am simțit a fost extraordinar și destul de impunător, mai ales la etapa respectivă. Pe lângă, doamna Condrea, pe lângă echipamente, ați avut și experiența de a munci alături de medicii din România. Dintre cei 42 de medici, cunoaștem că 4 au ajuns la Bălți. Cum s-au implicat aceștia în procesul de tratament? Ce ați învățat unii de la alții, poate? Da, am avut noroc de niște colegi extraordinari, niște tineri destul de dinamici, dar cu experiență destul de vastă, care s-au implicat în... Știți, ca să studiez un protocol pe partea teoretică și să-ți vezi colegul că este alături și te ghidează la fiecare modificare, la fiecare modificare de saturație, la fiecare parametri vitali, la fiecare modificare, analiza echilibrului acidobazic, deoarece de altfel cei mai complicați sunt pacienții de pe secțiile de terapie intensivă, dar colegii din România s-au implicat nu numai în terapie intensivă COVID, dar și în restul pacienților și cu evoluții medii, grav medii a COVID-ului, pacienții cu diagnostic mai complicat, în cadrul pacienților cu suspecți, au muncit cu noi și zi și noapte și undeva chiar ne miram de acele rezerve care le au tinerii veniți de acolo și pozitivismul lor, experiența care ei au căpătat-o. Știți, cea mai bună medicină este medicina bazată pe dovezi. Și atunci când într-un consiliu destul de colegial se ia o tactică în folosul pacientului și vezi dinamica pozitivă acestuia, eu cred că cel mai mare ghidare la un protocol îl avem și de acolo. S-au implicat, sigur, că colegii și la rezolvarea traseelor. Până astăzi ne-au rămas traseele bine determinate, care le-am făcut alături de colegii din România și de care ne folosim și la ziua de astăzi.
Până astăzi au rămas dispozitivele de dezinfectare a echipamentelor, a cadrelor medicale după ce ieșim din zona roșie pentru a limita transmiterea infecției cu echipamentele și cu lucrurile paramedicale, care le avem practic în fiecare bloc. Și până astăzi ne-au rămas notițele și îndrumările care le-am făcut alături de colegii noștri din România. Noi mai comunicăm cu colegii de acolo prin intermediul rețelelor respective și ne pare foarte bine că și astăzi ne sunt de ajutor și atunci când avem careva întrebări sau când avem chiar și careva succese, noi ne comunicăm reciproc și avem o continuitate la această colaborare. Doamna Condrea, pentru că suntem încă sub lupa COVID-ului, vă întrebăm nemijlocit acum care sunt acele nevoi spitalicești ale momentului și cât de așteptat este vaccinul de către cadrele medicale. Odată ce comunicați mai ales și cu colegii de peste Prut. Vreau să vă spun că odată cu mărirea numărului de pacienți cu COVID și situația care o avem în spitalele din țară, nu suntem feriți nici noi cadrele medicale din cadrul spitalului Clinic Bălți. Trăim în aceeași țară și avem aceeași societate. Cert este faptul că în ultimul timp tot mai grave sunt cazurile cu COVID, sunt mai complicate. Ceea ce denotă faptul că cheltuielile pentru activitatea medicală și cheltuielile pentru a trata un pacient cu COVID sunt mult mai mari, deoarece aceste cazuri din ultimele săptămâni evoluează trenant, evoluează îndelungat și foarte grav. Vă dați bine seama că, evident, pacienții se rețin mai mult și pe patul de terapie intensivă, deci au nevoie și de suportul de oxigen de o durată mai multă de timp. Vindecarea acestor pacienți este mai îndelungată, cât și procesul de restabilire post-COVID la fel este mai îndelungat. Aici țin să accentuez de cheltuielile care sunt în creștere, destul de sumă aritmetică mare, deoarece pentru deservirea pacientului pozitiv cu COVID avem nevoie de un număr mai mare de echipamente medicale, de un număr mai mare de respiratoare, viziere, ochelari, substanțe dezinfectante, medicamente. Însă și cazul ca cost este mai complicat din cauza evoluției acestei trenante și destul de grave severe a patologiilor. Evident că este foarte mult așteptat ajutorul, deoarece fiecare donație, mai ales când cunoaștem că calitatea echipamentelor ne scutește de anumite cheltuieli care le putem redirecționa în alte necesități ale instituției. Referitor la vaccin, o așteptăm foarte mult, chiar mai mult, mult de tot. Colegii cu care noi comunicăm, cu care am fost și alături, au primit vaccinul, se simt bine, fără complicații și evident că noi ținem foarte mult să revenim la o activitate normală, dar cel puțin să fim protejați noi și să-i protejăm pacienții și să-i protejăm pe cei dragi de acasă și până în final să protejăm societatea. Colectivul cadrelor medicale din cadrul Spitalului Clinic Bălți așteptăm cu nerăbdare, suntem gata, punctele de vaccinare sunt finisate, am făcut și simulări, listele sunt pregătite, personalul este instruit, doar așteptăm să vină marele eveniment. Doamna Condre, vă mulțumim pentru interviu, felicitări pentru rezistență și mulțumim încă o dată că de, practic și la un an de la declanșarea acestei pandemii luptați nemijlocit cu aceeași forță pentru viețile omenești. Toate bune! Vă mulțumim mult pentru tot! Doamna Zatâc, nemijlocit am ajuns și la subiectul campaniei de imunizare și de vaccinare, pentru că România a anunțat că sprijină și desfășurarea și demararea campaniei de vaccinare în Republica Moldova. Evident, România are o experiență frumoasă la acest aspect. Este în topurile țărilor europene în ceea ce la mai multe aspecte ale campaniei de imunizare. Vă întrebăm cum nemijlocit are loc operarea sub acest aspect și dacă sunt anumite lecții pe care urmează să le învățați sau să le preluați?
De fapt, este o experiență frumoasă. Eu, în primul rând, aș vrea să zic ceea ce a vorbit doamna vicedirector de la Bălți. Într-adevăr, ne simțim mândre de sistemul nostru de sănătate, deoarece acel entuziasm cu care se lucrează și acea forță care se păstrează perioada a unui întreg an de pandemie nu este așa de simplu. Se bazează de multe ori anume pe entuziasm și pe puterea și dorința oamenilor de a lucra și de a schimba lucrurile spre bine. Ceea ce ține de vaccinare, experiența României de asemenea este pentru noi foarte importantă, deoarece într-adevăr este o experiență de succes și ne bucurăm foarte mult de intenția României de a ne oferi acel lot de 200.000 de doze de vaccin. Suntem în permanentă comunicare cu specialiștii din România ce ține de deblocarea acestei donații, deoarece vorbim despre o donație de vaccinuri care sunt procurate de către statele membre a Uniunii Europene. Există anumite cerințe, poate birocratice, aș zice, ce țin de mai multe coordonări pe platforma Uniunii Europene, dar acele permanente discuții care se fac, permanente consultări care se fac ne dau speranța că vom avea această donație și pe care vom utiliza-o pentru lucrătorii medicali din țară. Este importantă experiența și în context de organizare a vaccinării. Am avut discuție cu specialiștii din România și în cadrul întrevederii care a fost realizată de delegația din România în frunte cu secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul căreia am discutat și anumite momente tehnice, cum s-a organizat această campanie în România. În principiu, nu avem devieri de la acele practici internaționale. Suntem absolut gata cu tot pentru a realiza programul de vaccinare. Suntem și cadrul normativ și tot ce ține de organizare și vedeți ceea ce a menționat doamna vicedirector de la Spitalul Clinic Bălți este de fapt rezultatul acelor acte normative, ceea ce s-a realizat deja pentru țară. Rămâne cel mai important să vină vaccinul. Și într-adevăr sistemul de sănătate așteaptă acest vaccin. Necesitatea protejării personalului medical care se află în contact direct cu pacientul este incontestabilă și acel rezultat care se obține peste hotare rezultatul vaccinării și România a declarat acest fapt că practic circa 80% s-a micșorat numărul de infectări în rândul lucrătorilor medicali. Și acesta este un rezultat bun și sper că vom avea în curând vom avea și noi acest vaccin. Chiar și astăzi am avut discuții la capitolul acestei donații. Suntem în permanent prezentare de diferite documente, confirmări referitor la pregătirea țării pentru procesul de vaccinare, referitor la tot ce ține de, cum am zis, de cadru normativ, aranjamente. Și am asigurat că toate sunt, tot am prezentat și sunt sigură că vom primi. Urmează să vină și vaccinul. Doamna Zatâc, da. Mai avem un dialog. Îl salutăm pe domnul Mihai Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă. Bună seara, domnule Ciocanu. Bună seara, ne auziți? Da, vă aud. Domnule Ciocanu, discutând despre donațiile, despre asistența pe care nemijlocit a oferit-o statul român sistemului de sănătate de la începutul pandemiei până la cele mai recente gesturi, vă întrebăm, dintre ultimele donații, câte au ajuns nemijlocit la Institutul de Medicină Urgentă ca o instituție cheie în gestionarea acestei pandemii? Da, noi bănuim că în ajutorul nostru va ajunge cel puțin 7-10% din acest mare ajutor parvenit din partea României. Deci, fapt care ne va asigura nouă necesitatea pe 3-4 luni de zile de activitate. Evident că
Această contribuție materială este foarte semnificativă pentru noi, anume acum când orice bănuț este la mare, mare solicitare, să zicem așa. Dar eu am vrut să accentuez și un alt aspect al acestui ajutor umanitar. Mă refer aici, în primul rând, la aspectul moral sau aspectul spiritual al acestui ajutor umanitar. Fiindcă această donație, de fapt, a îmbunătățit simțitor starea de spirit în instituțiile medicale. Cel puțin eu văd care este starea de spirit în Institutul de Medicină Urgentă, care s-a îmbunătățit simțitor după ce asistenții medicali, medicii au văzut că noi nu suntem singuri. Și România, de rând cu alte state ale Uniunii Europene, vine în sprijinul nostru. Acest lucru face ca noi să sperăm că și cu ajutoarele referitoare la vaccinarea populației se va întâmpla la fel. Fiindcă am văzut până acum că România a intervenit tocmai pe segmentele care sunt cele mai solicitate, să zicem așa, pentru nevoile sistemului de sănătate din Republica Moldova. Lucrul acesta contează foarte mult. Solidaritatea reprezintă un ajutor tot atât de mare ca și ajutorul material. Într-adevăr, este prețul solidarității într-un moment în care toate țările se confruntă cu aceeași criză sanitară. Este nemijlocit de necontenit. Domnule Ciocanu, vă întrebăm în același timp, ați menționat despre această așteptare a vaccinului. Ce ar însemna începerea imunizării pentru cadrele medicale? Asta ar însemna, în primul rând, o siguranță mai înaltă la locul de muncă pentru toți lucrătorii medicali. Nu este un secret că cea mai mare incidență de îmbolnăviri cu COVID-19, dacă luăm pe profiluri profesionale, deci se întâlnește printre lucrătorii medicali. Ei, odată cu începerea vaccinării, noi sperăm că incidența morbidității prin COVID-19 la lucrătorii medicali va scădea brusc. Lucrul acesta, iarăși, în primul rând, va duce la păstrarea acestor lucrători medicali în sistem. Ei nu vor fi scoși din activitățile sale cotidiene și societatea, împreună cu toți, vom avea mai multe puteri pentru a lupta cu această pandemie. În al doilea rând, eu sunt convins că lucrătorii medicali vor fi un exemplu demn de urmat pentru cei care urmează să fie vaccinați. Mai cu seamă populația generală, care trebuie să vadă că vaccinarea reprezintă unica cale spre diminuarea acestui val de pandemie pe care îl aveam în țară. Domnule Ciocanu, într-adevăr așteptăm vaccinul și chiar dacă trăim încă sub semnul COVID, vă întrebăm totuși, când vorbim despre cooperarea dintre sistemul de sănătate din România și cel din Republica Moldova, evident vorbim despre o istorie bogată. Cum a continuat această cooperare nemijlocit dincolo de această urgență a momentului, precum este pandemia, pe celelalte segmente? Cât de mult și sub ce formă s-a reușit continuitatea acestor cooperări în acest an? Evident că această colaborare nu se referă doar numai la pandemia COVID. Noi deja de zeci de ani cei de la urgență colucrează cu colegii din România. Ne-am inspirat mult în construcția sistemului nostru de asistență medicală urgentă pe care o avem în țară. De asemenea,
ne-am inspirat mult în vederea dezvoltării cadrului normativ și de organizare a proceselor în urgențele medicale. Mai mult ca atât, vreau să vă zic că România a lansat un program, un proiect transfrontalier foarte mare pentru noi, SMURT2, în cadrul căruia noi vom beneficia, adică Institutul de Medicină Urgentă și Spitalul Clinic din Bălți vor beneficia de susținerea materială și beneficiem deja de susținere materială în vederea construcției unităților de primiri urgențe în cadrul spitalului. Deci aceste proiecte sunt proiecte de avangură și credem că pe parcursul anului 2022, la noi cel puțin în cadrul Institutului de Medicină Urgentă, vom termina construcția acestui departament de primiri urgențe și la anul viitor sperăm că din creditul pe care îl oferă cu generozitate România, vom dota acest departament de primiri urgențe ca el până la jumătatea anului 2022 să devină funcțional. Nu mai puțin important este și asistența tehnică pe care o acordă partea română în instruirea personalului medical, atât a medicilor cât și a paramedicilor care se ocupă de urgențele medicale. Iată, toate acestea luate împreună, evident că sporesc capacitățile noastre de a interveni în situații de urgență, atât în epidemii, cât și în dezastre naturale, incendii și așa mai departe, incidente, accidente și așa mai departe, pentru a salva cât mai multe vieți omenești. Domnule Ciocanu, vă mulțumim pentru veștile frumoase, mult succes vă dorim și multă sănătate și rezistență. Și eu vă mulțumesc. Toate bune. Doamna Zatâc, în acest an, evident, în anul precedent, în anul 2021, suntem încă înconjurați de pandemie, dar totuși, domnul Ciocan a menționat și dumnealui aceste cooperări în domeniul transplantologiei, în mijlocit proiectul național SMURD, urmează SMURD 2. Cu ce completăm lista? Care sunt acele cooperări care au continuat de mijlocit și în această perioadă? De fapt, a menționat domnul Ciocanu foarte așa vast toate cele relații de cooperare care le avem între Republica Moldova și statul vecin România. Sunt într-adevăr proiecte foarte importante și ele continuă. Evident, acele proiecte, de fapt, care a fost menționat de instruire, de schimb de experiență cu regionalizarea serviciilor pediatrice, aici au fost la fel un suport foarte mare din partea experților din România. Avem mai multe lucruri care sunt realizate cu suportul specialiștilor din România ce ține de dezvoltarea și altor servicii. Nu o să menționez aici pe toate deoarece sunt destul de multe. Țin și de dezvoltarea sistemelor informaționale. Sunt mai multe activități care sunt pe agenda Ministerului și cel mai important că sunt nu numai pe agenda Ministerului Sănătății din Republica Moldova, dar și avem un suport continuu din partea României. Despre acest suport continuu, dar și despre importanța cooperării între state într-un moment de criză sanitară, continuăm discuția cu doamna europarlamentar Maria Grapini. Doamna Grapini, vă spunem bună seara! Bună seara! Salut Republica Moldova, prin dumneavoastră, bineînțeles! Ne bucurăm că ne sunteți alături. Doamna Grapini, gestul României față de Republica Moldova, asistența constantă, cum poate fi tradusă într-un limbaj diplomatic? Păi, într-un limbaj diplomatic, eu nu știu, mie mi se spune că nu prea sunt diplomat. E un gest normal, firesc, a românilor către români. Deci eu așa văd, Republica Moldova e
aparține de țara mamă și cred într-un final că se va ajunge la acest lucru. Nu pot să dau termene, dar eu cred că este firesc ca România să fie alături de Republica Moldova în toate, nu numai acum cu ajutorul sanitar, dozele de vaccin și așa mai departe, ci pe termen lung. Noi am început acest ajutor, cel puțin eu știu, din 2013, când eram ministru și când s-au alocat atunci niște bani. Sunt mai multe acorduri, am ajuns la 6-lea acord financiar și cred foarte mult că pe lângă, să spun așa, susținerea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, și mă bucur încă o dată că fac parte din delegația pentru Republica Moldova, noi, România, ca țară, trebuie frățește atât cât putem să ajutăm Republica Moldova. La nivel european, cum se manifestă acest sprijin pe care România îl oferă nemijlocit pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova? Evident că sprijinim și cel puțin românii care suntem și vreau să le mulțumesc public pentru că suntem colegi în delegația pentru Republica Moldova din mai multe partide politice, dar aici avem un punct de vedere comun. În sfârșit avem un punct de vedere comun, toți eurodeputații români și nu suntem puțini în delegația pentru Republica Moldova, susținem, am făcut demersuri scrise, am luat cuvântul în plenară, am solicitat continuarea sprijinului și, financiar și din partea Uniunii Europene, ca dovadă că, iată, doamna președintă Maia Sandu a obținut recent cele 15 milioane de euro, dar nu numai atât. Am solicitat la vremea respectivă, când a fost cazul de blocare, pentru că a fost la un moment dat sancționată Republica Moldova și s-a asistat ajutorul financiar. Cred că avem o misiune, cei care suntem în Parlamentul European din partea României, avem o misiune istorică, să susținem în toate programele Republica Moldova să nu lipsească. Fie că vorbim acum de această criză sanitară teribilă, dar sigur că e dublată de criza economică. Așadar, sprijinul nostru trebuie să fie mai departe pentru a sprijini Republica Moldova în redresarea economică. S-au primit, sigur, acum cele 15 milioane pentru redresarea economică, dar lucrurile și efectele sunt pe termen lung. De aceea, eu cel puțin până în 2024, cât am mandat acolo, voi fi mereu alături și nu formal. Eu am luat cuvântul în plenară de multe ori pentru Republica Moldova, am propus, am ținut legătura cu oameni de afaceri, cu societatea civilă, au venit proiecte pe care le-am susținut în Parlament, la Comisia Europeană, sigur, sunt și acum în curs câteva proiecte pe care le-am susținut și chiar așa văd, adică să fie și fapte, că vorbe sunt destule, dar să fim cu fapte concrete. Doamna Grapini, vă mulțumim nemijlocit pentru toate aceste demersuri pe care le faceți pentru Republica Moldova și încă de la începutul pandemiei, dacă facem o privire în trecut, România a trimis medici în Italia, ulterior în Republica Moldova. Care este importanța cooperării între state în domeniul sănătății, pentru că discutăm despre o perioadă de criză sanitară, mai ales o perioadă de criză sanitară care ia amploare în toate statele lumii? Așa este. Criza sanitară, după cum și dumneavoastră știți și telespectatorii, nu a pornit în același moment și în aceeași măsură și la fel de grav în toate statele membre. Și atunci, colaborarea între statele membre, așa cum am susținut și în fața doamnei președinte a Comisiei Europene, îi mulțumesc că mi-a răspuns punct cu punct la problema strategiei de vaccinare și trebuie să-i mulțumesc public că a făcut acest lucru. Experiența dintr-un stat membru care a început la care criza a început mai devreme, așa cum a fost Italia, de exemplu, după aia experiența noastră din România. Cooperarea asta înseamnă să împărtășim experiența noastră, să evităm anumite lucruri, să nu se mai întâmple în alt stat membru dacă deja a fost o experiență și am găsit și o soluție. Împărtășirea soluțiilor. Vedeți, noi acum două săptămâni în plenară, chiar eu am luat cuvântul ca vicepreședinta Comisiei pentru piața internă, să trecem, dacă încă mai e nevoie să purtăm mască, să trecem la mască transparentă, pentru că au fost uitați milioanele de cetățeni care au deficiență de auz cu masca aceasta netransparentă, neputând să comunice acești oameni. Și iată că se întâmplă acest lucru, se va omologa masca în martie, masca transparentă. Deci noi trebuie să împărtășim lucrurile acestea, pentru că se scurtează timpul și vă spun și ca om de afaceri. Împărtășirea experienței în management este o metodă de eficientizare, de scurtarea timpului, de a găsi soluții dacă în altă parte deja soluțiile au fost. De aceea
aceea totdeauna am pus foarte mare accent pe cooperare, pe transmiterea informațiilor în timp, la timp și mai ales acuratețea informațiilor. Doamna Grapini, și la finalul acestui dialog, care ar fi acele obiective de viitor pe care nemijlocit vi le propuneți să le realizați în cadrul structurilor europene? Oh, da, acum cea mai mare problemă pe care o văd din punct de vedere al, și a mai fost la noastră în emisiune, din punct de vedere al viitorului Uniunii Europene și avem să zic așa, aplicabil începând din acest an pachetul pe mobilitate, conectivitate, transportul, anul 2011 este anul european pe căi ferate, transport feroviar, deci în Comisia de Transport Turism îmi propun îmbunătățirea acestei conectivități, pentru că vorbim de mult timp, dar totuși există diferențe foarte mari între statele membre și conectivitatea din punct de vedere al transportului pe orice formă de transport nu este încă la nivelul la care trebuie și sigur, sigur, îmbunătățirea acordurilor comerciale pentru ca piața internă a Uniunii Europene să fie cât mai competitivă, dar și etică din punct de vedere al comerțului și, evident, în postura mea de vicepreședinte a Comisiei, îmi propun ca să existe o îmbunătățire a dezvoltării industriei. Noi avem un proiect de reindustrializare a Uniunii Europene, pentru că depindem foarte mult de țări terțe și atunci aici mă lupt și în România să existe o strategie de reindustrializare și la nivel de Uniunea Europeană. Am multe obiective în cele 4 comisii, dar sper că alături de colegii mei să reușim să ducem la bun sfârșit, așa cum am dus multe rapoarte și regulamente pe care le-am gestionat în mandatul trecut. Doamna Grapini, mult succes în această luptă și mulțumim încă o dată. Dați-mi voie să fac un anunț și să mă bucur că am putut să fac acest lucru. Am făcut un concurs de creație cu mărțișori și premiez 5 cele mai frumoase mărțișoare și vă spun că 4 sunt din Cărpineni, de la copii din 2 gimnazii de acolo și 2 din Pașcani. Așadar, între 1 și 8 martie, nici nu le-am spus încă copiilor, voi trimite premiile și în cărți și în bani la copiii premiați. Niște extraordinare și 300 de mărțișoare din Republica Moldova ajung în Parlamentul European, vor fi transmise cu o felicitare din partea copiilor din Republica Moldova. Mulțumim pentru gest, foarte frumos. Mulțumim pentru interviu și mulțumim pentru sprijinul în cadrul structurilor europene. Toate bune! Vă mulțumesc foarte mult, toate bune și sănătate! Sănătate! Doamna Zătic, această lecție, lecția solidarizării, pentru că despre asta discutăm și cred că este una dintre principalele lecții pe care ni le-a pus cumva în față pandemia și ne-a determinat să o însușim. Cât de mult statele între dânsele în această perioadă, care a fost lecția și care a fost impactul pe care l-a adus această solidarizare între state, între cadrele medicale, între autorități? De fapt, este o lecție bună. Pe de o parte, COVID-ul ne-a provocat foarte multă durere, foarte multe pierderi, atât umane cât și financiare, dar pe de altă parte ne-a învățat să fim probabil mai buni. Și această experiență pe care o avem în această perioadă de practic un an de zile de la începutul pandemiei, noi ne-am bucurat în tot acest timp de mult suport din partea organismelor internaționale. Pe lângă acel suport despre care am vorbit astăzi al statului român, noi ne-am bucurat de suport practic din partea tuturor țărilor, Comisiei Europene, Organizației Mondiale a Sănătății, a tuturor acelor state mari care au putut să vină cu ajutor și cu o contribuție foarte valoroasă pentru noi ca țară, care fiind o țară mică, cu un potențial nu atât de bun de resurse, toate acestea ne-au ajutat să facem față acelor provocări și să simțim că nu suntem singuri. Și aceasta cred că este foarte important și pe această cale vreau să mulțumesc în primul rând țării România pentru acest ajutor continuu care vine din partea poporului român și tuturor celor care ne-au acordat suport în toată această perioadă. Și de fapt asigurările noastre că
vom deveni și noi mai buni, deoarece aceasta la fel ne-a demonstrat pandemia, deoarece sistemul de sănătate a devenit mai consolidat, avem o comunicare foarte bună pe interior, avem sistemul care lucrează și face față acelor provocări care sunt în cadrul acestei pandemii și evident ne dorim foarte mult să fim susținuți și în continuare atât pe plan internațional cât și pe plan național, sănătatea să devină o prioritate, să avem ca sănătatea să devină o prioritate pe toate agendele și a guvernului și a parlamentului și să avem acea susținere de care are nevoie sistemul de sănătate. Reiterăm deci acest preț al solidarității, mai ales într-un moment în care pandemia se acutizează în toate statele. Doamna Zatâc, vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Nemijlocit vă mai așteptăm să discutăm despre celelalte angajamente. Primul ar fi, evident, campania de vaccinare. Mulțumim încă o dată, doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, toate bune!